dragi telespectatori, urmăriți dezbaterea electorală. Iar ca invitat în această seară l-am pe domnul Anatolie Doga, candidat independent la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din 2014. Bună seara, domnul Doga! Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre. Din acest moment aveți 5 minute pentru a vă prezenta platforma electorală. Da, vă mulțumesc! Bună seara, stimați cetățeni ai raionului Streșeni! Cu regret trebuie să constatăm că, la moment, țara noastră, Republica Moldova, este în primejdie de dispariție ca stat independent și suveran. Societatea este divizată pe criterii politice, naționale și religioase. Guvernarea actuală a făcut tot posibilul ca țara noastră să fie distrusă atât economic cât și spiritual. Țăranii noștri fug din țara noastră pentru a căuta un loc de lucru, pentru a supraviețui. Iar cei care au rămas în Republică și activează la noi în țară, sunt lăsați în voia soartei, mai ales agricultorii, fermierii și cetățenii care au un business mic și mijlociu. Mai mult ca atât, acești cetățeni sunt impuși să plătească un impozit colosal de mare. Reformele care sunt acum petrecute în domeniul medicinii, învățământului, în domeniul sistemului de drept, sunt făcute în detrimentul societății și aduc numai pagube. De aceea, acum, ca niciodată, este necesar de consolidarea societății civile, consolidarea cetățenilor și a forțelor politice pentru a menține o balanță în societate. Pentru a menține o balanță pentru independența, statalitatea și suverenitatea Republicii Moldova. Pentru a schimba radical situația în Republica Moldova, acum este nevoie de un singur lucru. Ca acum la alegeri, stimați cetățeni, să vă dați votul pentru a schimba radical forțele politice în Parlamentul Republicii Moldova. Pentru a alege în Parlamentul Republicii Moldova cetățeni devotați acestei țări, acestei patrii. Eu am să mă axez pe două probleme primordiale. În țara Republica Moldova noi avem două bogății mari. Prima bogăție sunt cetățenii Republicii Moldova, indiferent de naționalitatea lor. Și a doua bogăție este pământul nostru natal și scump. Iată, asupra acestor două bogății, dacă eu am să fiu ales în Parlamentul Republicii Moldova, am să apăr aceste două bogății a țării Republicii Moldova. Fiindcă de aici și vine bunăstarea noastră care, a cetățenilor care trăim în țara aceasta natală. Uitați-vă ce se face acum cu pământul nostru natal. Este vândut, nu este prelucrat și de ce în primordial eu consider necesar că acum este nevoie, în prima zi când o să fie ales un nou parlament, trebuie să ne adresăm pentru redresarea situației în agricultură și asupra pământului. Eu am un plan foarte bun în privința consolidării și redresării situației cu pământul, fiindcă ajunge să stăm cu mâinile întinse la est, la vest, pentru a ne da bani, pentru a ne da investiții. Noi suntem în stare, stimați cetățeni, și avem tot capacitatea ca să ieșim din situația dată cu resursele noastre care sunt în Republica Moldova. Pământul nostru atât de bogat, că în Europa astfel de pământ nu este. Și noi să lăsăm într-o așa o stare care nici nu sunt cuvinte care să le lăsăm. Fiindcă acest pământ trebuie să ne aducă nouă numai roade. Numai dacă să ne aducă roade acest pământ, noi a să reieșim de situația dată, am să avem cu ce plăti și pensii la cetățeni și stipendii la studenți. Burse. Și burse, da. În primul rând, fiind în Parlamentul Republicii Moldova, eu aș fi curios să aflu unde au fost, câte investiții și bani au fost aduși în Republica Moldova în perioada de 4 ani de guvernare pro-europeană și aș fi foarte curios să aflu și să știe și cetățenii Republicii Moldova ce s-a făcut cu acești bani, unde ei sunt, unde au fost investiți, ca să avem o claritate în acest segment.
Mai mult ca atât, eu vreau să spun cetățenilor că eu am o practică foarte mare, atât de viață, cât și de lucru. Eu activez, 40 secunde. Eu activez în sistemul judecătoresc mai mult de 38 de ani. În sistemul de drept mai mult de 38 de ani, dar în sistemul judecătoresc mai mult de 25 de ani. De aceea, eu am destulă capacitate să apăr atât cetățenii Republicii noastre, cât și să apăr și pământul nostru, atât de scump și natal, ca să nu fie prădat și de hoț și tălhari. Eu vă mulțumesc foarte mult. Ați spus că veți redresa situația cu pământurile. Știm acum că Republica Moldova, în mare parte, oamenii de la țară se află într-o situație foarte dificilă și foarte multe pământuri sunt lăsate pârloagă sau poate chiar proprietarii lor de mult sunt decedați și nimeni nu mai știe pe unde s-au pierdut actele și moștenitorii. Vreau să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme, ce veți face cu aceste pământuri? Da, vă mulțumesc de întrebare. Eu am un plan foarte bine determinat în ceea ce privește pământul Republicii Moldova. Eu consider că la moment, acum, trebuie în mod de urgență, de văzut, de clarificat cu fiecare băcățică de pământ care este la noi Republica Moldova, să vedem cui aparține acest pământ, este el prelucrat sau nu este prelucrat, aduce el roadă sau nu aduce roadă și în dependență de situația dată, noi trebuie să facem clar un reiestru a pământurilor noastre și să vedem, mai mult ca să vedem în ce proprietate ele sunt. În planul meu de redresare a acestei situații este și un punct că unde dacă pământul este în proprietate privată și el mai mult de 3 ani de zile, acest pământ e lăsat în vaia soartei și crește pe acest pământ numai niște buruiene, trebuie să fie niște mecanisme pentru ca acest pământ să fie reluat, de dat la alte persoane sau să-l iei statul, ca noi acest pământ să-l folosim din plină forță. Eu tare mult îmi doresc ca pământul nostru în Republica Moldova să înflorească de vii și de vieți, iar cetățenii noștri să se bucure de rezultatele și de roada care dă acest pământ în Republica Moldova. Asistăm această toamnă la o problemă ce ține de piețele de desfacere și anume agricultorii, mulți dintre agricultorii noștri nu au putut să-și comercializeze produsele. Ce strategii, cu ce reforme veți veni dumneavoastră sau spre ce piețe vă orientați spre a ușura această mare povară care a căzut în această toamnă pe umerii tuturor agricultorilor? Da, vă mulțumesc de întrebare. Desigur, nu este numai bine să crești roada, dar este a doua problemă, este o piață de desfacere pentru a realiza această producție. Eu sunt ferm convins că în Republica Moldova și la noi, noi putem să creștem o producție de o înaltă calitate, o producție naturală, care să fie concurentă cu toate celelalte producții care sunt în Europa și nu numai în Europa. Uitați-vă ce se face acum pe piețele din Republica Moldova. Noi am discutat acum cu țăranii și cu cetățenii și uitați-vă la noi, au adus cartofi din Maroco, roșii, patajele, cum le spunem noi la țară, aduc din Grecia, din alte țări, miere noastre, unde Republica Moldova a fost tot timpul una din cei mai o țară care avea miere foarte, cele mai bune miere. Uitați-vă, aduc miere din Italia, de unde doriți. Da, eu nu sunt potrivă ca să nu aducă, să nu fie în țara noastră producție de alte țări. Dar noi trebuie, în primul rând, să ne protejăm producătorul nostru autohton, să vedem și să ne planuim în așa fel lucrul, ca toată producția noastră să fie concurentă, să fie concurentă cu celelalte producții. Eu sunt ferm convins că producția noastră este bine venită și în Europa, și în Rusia, și în Ucraina, și în alte țări. Noi trebuie să avem niște legături foarte strânse și bine amenajate cu aceste țări. Unica nu mai trebuie, ca noi puțin să ne readresăm în situația
ca să creștem această producție de o calitate înaltă, care este acum pusă pe, pe cântarul, cum se spune. Și noi suntem în, în posibilitate să creștem o, o, o producție de o calitate înaltă. Și o să vedeți că producția a Republicii Moldova o să fie întrebată de toate țările. Și nu numai producția noastră. Noi, dacă noi putem să facem aici pe loc în Republica Moldova și să, să prelucrăm aceste produsele noastre în alte, în socuri, în, 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 alt, în alte produse pentru a le exporta. De aceea eu sunt ferm convins că acum trebuie să ne readresăm toată politica Republicii Moldova, să ne o readresăm în agricultură, să, și mai ales să investim și să ne clarificăm cu pământul nostru bogat și natala nostru, ca să, să ne aducă, numai pământul nostru o să ne aducă bogății și numai pământul nostru o să ne scoate din sărăcia aceasta care este acum în Republica Moldova. Domnul Doga, mai am o întrebare și aceasta este legată de situația în care s-au pomenit satele Moldovei. Foarte multe pustiesc, pleacă oamenii peste, pleacă foarte mulți oameni peste hotarele țării și satele rămân pustii. Cu ce politici veți veni pentru a nu spori mai mult acest fenomen? Da, vă mulțumesc. Eu m-am născut în sat, sunt din țărani și vă spun sincer, mă doare inima ce se petrece acum în satele noastre natale în Republica Moldova. Satele dispar. Dispar ca sate. Deja multe sate au dispărut. Nu mai sunt pe harta Republicii Moldova. Și continuă să dispară, că din sate s-au dus, majoritatea sau foarte mulți cetățeni s-au dus în căutarea unor locuri de muncă în străinătate. În sate au rămas mai bătrânii și micii copii. De aceea, uitați-vă ce se face mai mult ca atâta. În sate dispar școlile. Nu sunt drumuri. Nu este apă. N-au cu ce face focul. Îngheață oamenii acum în timpul, în timpul de iarnă. Este o tragedie. Noi trebuie numai investind în agricultură și în pământ. Eu sunt precis că au să revie și satele noastre. La noi, în Republica Moldova, sunt 75% sau 80% sunt sate. Sunt orașe, două orașe mai mari și sunt niște raioane. Dar, în principiu, la noi, în Republica Moldova, sunt mai mult locatari în sate. De aceea, este foarte, foarte dureros și tragic când în sate nu este un drum unde să oamenii să facă o legătură, unde să iasă. Nu pot să aducă producția lor agricolă. Și în diopte, în sate, eu înainte, mă rog, asta nu spune că e mai bine, dar era în sat, nu era o casă de cultură, era un stadion mic, era o bibliotecă. Uitați-vă acum, în sat nu este nimic, nici uneori nici lumină electrică deja de-amă nu este. Au dispărut mulți în sate, deja de-amă nu mai folosesc gaze, într-o altfel, că n-au ce plăti. Aceasta este o tragedie a noastră și noi, investind în agricultură și în pământ, eu sunt ferm convins că au să vii în sate, cetățenii noștri au să vii în sate și redresând situația în agricultură, noi am să redresăm și situația, cu părere de rău, tragică, care se află acum în satele Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc că o altă întrebare, să mai deschidem un alt subiect, nu doar cei legat de sate. Vreau să-mi spuneți primele trei legi cu care, dacă ajungeți în Parlamentul Republicii Moldova, vreți neapărat să le... cu care o să veniți în Parlamentul Republicii Moldova, dacă treceți de alegerile din 30 noiembrie. Da, eu deja am spus că prima lege o să fie legea despre pământ. Ca noi să fie o lege clară ce se face cu pământul nostru, cum el trebuie să fie prelucrat, cine răspunde de acest pământ. În primul rând, această lege este important, vitală pentru țara noastră și pentru cetățenii noștri. Pentru că în așa,
în așa hal, cer scuze de cuvânt, să lăsăm noi pământul, bogăția noastră, pământul nostru să lăsăm și să nu fie prelucrat, este o crimă. A doua lege, eu aș o face în privința impozitelor. Eu sunt ferm convins că noi trebuie în Republica noastră să ne clarificăm cu impozitele, să dăm posibilitate la țărani, la mici producători, ca ei să știe clar ce impozite trebuie să se plătească. La noi sunt foarte multe acum, sunt foarte multe mici întreprinderi, mai mari întreprinderi, dar impozitele acestea care sunt acum de către Republica noastră nu le dau posibilitate nimic absolut ca să trăiască, ca să investească în ceva. Și a treia lege, eu aș promova-o, aș face o claritate în aș face o claritate în sistemul de drept al Republicii Moldova. Da, acum foarte mult se vorbește despre sistemul de drept, sistemul de judecată. Reformele trebuiesc în acest domeniu. Eu am să iau 30 de secunde și am să spun că din 1990 la noi permanent se fac reforme în sistemul de justiție. În 1990 au fost aleși absolut 100% noi judecători. În 1996 au fost alte reforme în sistemul judecătoresc, unde s-au făcut 4 trepte, s-au făcut tribunalele, curtea de apel economică. În 2003 s-au făcut alte reforme, s-au lichidat tribunalele, curtea de apel. În 2013-14 acum, iară s-au lichidat curtea de apel economică, s-a lichidat curtea de apel Bindeni. Și iată, în jurul acestor reforme, nu este clar care este strategia noastră. Dar reforme trebuie în sistemul judecătoresc, eu sunt ferm convins că ele trebuiesc și trebuie să fie clare, trebuie să discutate cu profesionali și cu societatea civilă și să punem clar punctul pe aceste reforme. Păi s-au început niște reforme, dar până la urmă nu se vede finalizarea lor, nu se vede produsul final care trebuie să fie. Care e rezultatul pe care îl așteaptă cetățenii și uite că el nu mai vine. Da, în societate se spune și mass media că încrederea sistemului judecătoresc în societate a scăzut. Eu nu știu cât este corect această frâu, dar eu activând în sistemul judecătoresc văd că în fiecare an tot mai mult și mai mult cetățenii Republicii Moldova se adresează în instanțele de judecată pentru a rezolva problemele sale. Aceasta ce înseamnă? Dacă n-ar fi o încredere, înseamnă că nu s-ar adresa. Asta e părerea mea. Se adresează fiindcă mai este undeva o încredere că dreptatea va vi. Da. Și de aceea eu sunt fier convins că reforma trebuie în sistemul de judecată, dar o reformă chipzuită și clară. Uitați-vă acum, în orașul Chișinău activează foarte mulți judecători. Este o foarte mare număr de cereri, instanțe de judecată foarte mare, număr de dosare penale. Trebuie ca Consiliul Superior al Magistraturii, fiind o autoritate care auto-administrează sistemul judecătoresc, să muncească în această privință foarte și foarte mult, ca să el să fie acel organ care și să protejeze instanțele de judecată, dar și să reacționează foarte dur acolo unde se încalcă legislația. Bine, eu vă mulțumesc pentru că ne-a rămas mai puțin de 2 minute. Am să vă rog să veniți cu un mesaj de îndemnare a cetățenilor să iasă pe 30 noiembrie la alegeri. Stimați cetățeni, eu am destulă practică de viață și practică de lucru pentru ca să vin din Parlamentul Republicii Moldova să promovez acele legi care ar aduce la îmbunătățirea situației care este acum în Republica Moldova. Eu nu sunt afiliat politic, eu am să activez așa cum consider eu. Eu nu am să dă o dare de seamă la un careva forță politică. Eu am să fiu pentru cetățenii Republicii Moldova și am să apăr cu toate posibilitățile
care sunt. Am să fiu de acord cu toate legile care vin pentru a îmbunătăți situația. Eu chem alegătorii din Raionul Strășeni să vină la vot, să voteze pentru candidatul independent Doga Anatolie, numărul 24, pe listele electorale. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare în dezbaterea de astăzi. Alături de dumneavoastră în această seară am fost eu, moderatoarea acestei dezbateri, Valentina Ușa, și domnul Anatolie Doga, candidat independent la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. O seară frumoasă să aveți!